Sfinții mucenici Adrian și Evul 3 februarie, acești sfinți erau din cetatea Vana, și fiindcă aveau dragoste către mărturisitorii și mucenicii lui Hristos, s-a dus la Cezarea, unde mulți pătimeau pentru Hristos. Aflându-se acolo că erau creștini, au fost duși la Igemonul Firmilian, și mărturisind în fața tuturor pe Hristos, îndată au fost supuși la chinuri mari. Dar fiindcă stăteau tari în mărturisirea lui Hristos, Igemonul s-a mâniat foarte și i-a dat spre mâncare fiarelor. Mai întâi fericitul Adrian a fost aruncat înaintea unui leu și, luptându-se cu el și cu harul lui Dumnezeu rămânând nevătămat, i s-a tăiat capul. Apoi Sfântul Evul a fost aruncat și el înaintea aceluiași leu. Dar fiindcă a biruit pe leu și a rămas nevătămat, i s-a tăiat capul. Și așa au luat amândoi cununa mucenicii ei cea nevestejită.